Pentru comuna fundată, anul 2019 aduce schimbări semnificative în ceea ce privește serviciile publice, respectiv organizarea serviciului de salubrizare. Din data de 1 martie 2019, în comuna fundată, colectarea deșeurilor se face din poartă în poartă, în ziua de luni a fiecărei săptămâni, iar utilizatorii predau deșeurile separat în două categorii, gunoi reciclabil, respectiv gunoi menajer. De la începutul lunii martie până în prezent, am colectat selectiv aproximativ 28-30% din cantitatea de gunoi selectată, raportat la cantitatea din anul trecut, să spunem, unde procentul era de 0,29%. Tariful pentru persoanele fizice este de 15 lei de persoană pe lună, din care 10 lei sunt suportați de primărie. Pentru persoanele juridice, tariful este de 284 de lei pentru metru cub, din care 94 de lei sunt suportați de primărie. Pe viitor, primarul din Fundata intenționează să achiziționeze două ecoinsule pentru colectarea selectivă a gunoaielor.